Din păcate, continuă criza de pe scena politică. Florin Câțu își joacă ultima carte și încearcă să îngreuneze negocierile pentru formarea unui guvern în jurul premierului desemnat. Dacă USR e dispus la compromisuri ca să refacă alianța, PSD pune condiții dure de neacceptat pentru PNL, ca să susțină un executiv condus de Nicolae Ciucă. Avem mandat doar pentru guvern minoritar, PNL-UDMR. Absolut toate variantele sunt în discuție. PNL trebuie să se decidă. Vrea cu USR sau vrea cu PSD? Cu două oferte de parteneriat pe masă, PNL le spune pas amândurora, în ciuda indicațiilor președintelui. Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă și Florin Câțu ar fi stat de vorba aseară la o vilă de protocol. Potrivit surselor Observator, șeful statului ar fi cerut formarea unui guvern cât mai repede, chiar dacă asta înseamnă ca liberalii să facă unele concesii. Nu există o flexibilizare a mandatului. Pentru socialdemocrații lucrurile sunt clare. Marcel Ciolacu și-a consultat colegii de partid și decizia e aproape unanimă. PSD nu va vota un guvern minoritar. Vor intra la guvernare doar dacă împărțirea miniștilor va fi proporțională cu mandatele din Parlament, adică ei să aibă cele mai multe funcții. Suntem în același cerc vicios. Cei de la USR sunt ceva mai flexibili. Ar fi dispuși să renunțe la Stelian Ion ca să facă parte din guvernul Ciucă. Vedem unde se ajunge la un mijloc, un compromis acceptabil. Liberalii însă se simt în continuare atacați de foștii parteneri de guvernare, mai ales după ce ieri USR a votat alături de AUR în ședința conducerii Parlamentului să intre pe ordinea de zi propunerea ca averea președintelui să fie anchetată. Cu negocierile blocate și Klaus Iohannis plecat din țară, Florin Câțu le-a propus liberalilor o variantă de mijloc, învestirea guvernului minoritar PNL-UDMR condus de Nicolae Ciucă pentru 3 luni. Iar ca PSD și USR să susțină o astfel de variantă, PNL e dispus să accepte miniștrii tehnocrați. Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a trimis către liderii politice ai partidelor parlamentare un document care reprezintă de fapt un armistițiu prin care toate aceste partide politice vor susține acest guvern minoritar. Nu există o cale de mijloc, n-au niciun drept divin de a face guvern cu 25% în Parlament. Chiar mai puțin, Ludovic Orban a anunțat azi că demisionează din grupul parlamentar al PNL. Fostul președinte liberal controlează în jur de 15-20 de parlamentari care ar putea înclina balanța într-un vot la limită. Deputații Partidului Național Liberal să renunțe la golf. Partidul Național Liberal trebuie să se întoarcă cu fața la cetățean și cu spatele la chiriașul de la Cotroceni. Imediat după gestul lui Ludovic Orban, Palatul Cotroceni a anunțat că fratele său, Leonard Orban, consilier prezidențial, a fost eliberat din funcție la cerere.